Să ne spuneți ce sancțiuni ați aplicat în cazul profesorului care este implicat în acest presupus scandal de pedofilie. În urma sesizărilor primite la direcțiunea unității de învățământ, părinții au depus plângeri referitor la comportamentul și limbajul domnului profesor. Noi am demarat o acțiune la nivel unității, conform legii educației. Am organizat și constituit comisia de cercetare disciplinară, care, conform legii educației, l-a sancționat pe domnul profesor cu diminuarea salariului cu 15% pe o perioadă de 6 luni. Plus, de alta, comisia a spus ca participarea domnilor învățători și domnilor diriginți, la orele la care domnul profesor predă, să fie împreună cu dânsii, pentru a supraveghea foarte bine derularea orelor. Am sesizat și organele de poliție abilitate în acest caz, care vor desfășura o anchetă. Domnul profesor va fi sub supravegherea școlii și a unităților abilitate. De unde a pornit tot acest scandal? Sau cum s-a ajuns la acest moment? Copiii au fost nemulțumiți de comportamentul domnului profesor, au fost și sesizări verbale, dar dacă domnul profesor nu s-a liniștit, au venit sesizările scrise. Adică violent verbal, fizic? Limbaj, comportament fizic, verbal. Și acum cu scandalul ăsta sexual, cum s-a ajuns aici? Adică presupus scandal. Presupus scandal sexual, îl acuză fetele de clasa 6-a că ar folosi contacte fizice nepotrivite cu fetele la orele de sport, punându-le să facă niște exerciții care au tentă sexuală. Pe mine mă așteptați. Vreau să vorbim cu dumneavoastră și să ne spuneți cum comentați dumneavoastră acuzațiile care vi se aduc. M-ați luat prin surprindere. De fapt, toată povestea a fost un pic cam prin surprindere. Da, este obligatoriu să dau interviul ăsta. Noi vrem să luăm un punct de vedere și din partea dumneavoastră. Dacă sunt adevărate acuzațiile, dacă nu sunt adevărate, pentru că totuși sunt niște acuzații destul de grave ale Da, sunt niște acuzații grave. părinților și din ce spun copiii. Da. De asta, pentru că și mi se pare foarte normal să vă cer o părere, cum mi se pare dumneavoastră chestia asta, dacă e adevărat, dacă sunt adevărate cu acuzații, dacă nu sunt adevărate, dacă sunt ceva împotriva dumneavoastră sau... Da, sunt acuzații false pe care trebuie să le resping, nu pot să le accept. Deci nu este adevărat nimic. Este ceva. Un pic de adevăr este. Cam cât de la sută, așa, din toată povestea? Cam 10%. Deci și care 10%. Este partea de adevăr? Partea de adevăr este că m-am apropiat de o elevă. Mai mult pentru a, nu știu, am fost să zic o felicitare. Ea a fost o vreme bolnavă, pe urmă a venit la ora de educație fizică și am întrebat-o cum este și mi-a spus că în sfârșit poate să facă educație fizică pentru că i-au venit analizele și sunt bune. Și atunci eu am pus mâna pe umăr ei și am zis: bravo, mă bucur că a venit la educație fizică. Da. Ei s-a părut că, nu știu, a fost ceva în neregulă. Mi-a și spus după aceea că nu-i place să fie îmbrățișată și ceva de genul ăsta. Ai, bun, zic că, sigur că asta s-a întâmplat
În momentul acela nu este nici o fel de atentă. Doamna director v-a spus, a comunicat cu dânsa, v-a spus cam despre ce este vorba, dacă că sunt plângeri împotriva dumneavoastră și așa mai departe? Da, mi-a spus ieri, adică alaltă ieri m-a anunțat că sunt niște plângeri și trebuie să mă prezint la comisia de disciplină. Mi-a spus despre aceste plângeri și am dat o declarație. Nu este adevărat că dumneavoastră ați tipăit elevele? Nu, absolut. Categoric nu este adevărat. Și de unde s-a ajuns la acuzațiile astea? Nu știu. Referitor la situația neplăcută evită la școala gimnazială Vasile Goldi și din Alba Iulia, precizăm că Inspectoratul Școlar Județean Alba a luat cunoștință de aspectele sesizate de conducerea unității de învățământ și, drept urmare, s-a constituit o comisie de cercetare la nivel de inspectorat școlar care va supraveghea desfășurarea acestor proceduri legale. În speța de față, condamnăm categoric posibilitatea acestor fapte, iar în cazul în care se va stabili vinovăția vreunui cadru didactic, se va respecta legea și uneori poate să ducă până la desfacerea contractului de muncă și răspunderea penală a vinovatului. De mulți ani preda acest profesor la școala Vasile Goldi? Are, cred că, peste 25 de ani, de aceea ne pare foarte rău și am solicitat implicarea organelor de cercetare penală, inclusiv Direcția Generală de Protecție a Copilului Alba. Eu am dat și în declarație cea care am dat-o, am explicat că sunt situații la educație fizică. Când se poate realiza un contact fizic, am menționat situațiile acelea când se acordă sprijin, se acordă ajutor sau chiar se coordonează o mișcare sau se face corectare, dar în aceste situații nu poți să mergi mai departe ca să realizezi un contact cu o nuanță de tandrețe sau de sexuală sau, mă rog, chiar de violență. Sunt foarte atent în aceste situații pentru că eu am mai avut niște probleme și nu am vrut să mai dau ocazia. Acum am greșit totuși că am mai dat niște note mai mici. Am făcut niște observații pentru situațiile când nu aveau echipamentul corespunzător la oră. Și credeți că de acolo s-a ajuns până la acuzații? Nu, deci acuzațiile acestea cu despre fetița de care v-am zis, cred că este motivul acela care vi l-am explicat. Nu, ea nu a fost, n-a avut nicio problemă, nici nu a primit note mici și, din potrivă, este o elevă harnică. Ce vârstă avea fetița? Păi are 12 ani. Mă sunt niște informații cum că dumneavoastră ați fi înregistrat cu tableta niște fete. Și eu am făcut, da, ne-am făcut niște filmări la ora mea de educație fizică. La exercit, la gimnastică acrobatică. Pe care le-am vizionat, da, și cu elevii respectivi și am arătat și la alte clase. E pur și simplu un film didactic, eu îi spun. Acel film l-am mai reluat, că am mai făcut niște corectări.
mai... Da. A fost... odată o filmare a fost cu un cadru mai larg, au fost prins și ceilalți elevi în cadru. Pe urmă am reluat filmarea și am făcut doar filmarea a elevei respective izolat. Păstrez încă filmele respective, le-am arătat și la Comisia de Disciplină. Dar mai aveți tabletă acum? Nu este la mine, dar nu știu. Poți să vi le arăt dacă... Acuzații, o parte din acuzații, da? Se referă la faptul că sunteți violenți, limbaj sau violenți. Aici cu băieții. Da, da. Nu, nu, nu. Deci eu mai glumesc cu ei, însă nu folosesc un limbaj urât. Nici nu-i bat. Nici într-un fel nu sunt violent, v-am spus că sunt foarte atent în această privință pentru că au probleme. Domnul director, am avut vreo condamnare sau ceva probleme, domnul profesor? Da, am mai avut în 2012 o condamnare pentru lovirea unor copii, zice el, corecție cu mătura, care s-a soldat cu un dosar penal și cu o condamnare de 4 luni cu suspendare. Au avut 2 ani de supraveghere în care n-a mai făcut nimic. Drept urmare, i s-a ridicat pediapsa și a avut dreptul de a profesa în continuare. Ați vorbit acum cu dânsul, ce spune? Recunoaște fapta, nu recunoaște? Unele recunoaște, unele nu. Depinde de gravitatea faptelor, zic eu. Eu nu pot decât să vă zic că nu ne face plăcere să avem asemenea caz în școală. Eu, ca director al instituției, am luat măsurile necesare conform legii. Poliția, am sesizat poliția, se va ocupa de ancheta domnului profesor. În continuare, toate organele abilitate, direcția copilului, poliție, inspectorat, restul vedem pe urmă, pe parcurs. Deocamdată domnul este suspect, nu este nimic concret, nimic care să-i dovedească vinovăția. Vedem după toate demersurile și toate procedurile care trebuie făcute de noi și de alte organe abilitate, în ce măsură va fi vinovat sau nevinovat. Ați văzut un comportament deosebit la dânsul sau... Ciudat. Comportament ciudat n-aș putea să vă zic că există. Din contră, eu m-am dus la, în calitate de director, l-am asistat la ore, am avut fișe de asistențe, i-am făcut o grămadă de asistențe. S-a comportat normal, deci ca un profesor, cadru didactic al școlii cu copiii, cât am fost eu acolo. Deci eu n-am văzut nimic suspect să-l iau la întrebări sau să... Și totul a pornit de la sesizările părinților. De la sesizările părinților, da. Totul a pornit de la sesizările părinților care au reclamat faptul că domnul profesor are un comportament și un limbaj neadecvat de un cadru didactic față de elevi. Mai exact? Mai exact, limbaj vulgar, jigniți copiii făcuți în toate formele, un comportament neadecvat, adică diferite... cum să le spunem, diferite expresii care au cu tentă sexuală sau conotații sexuale. Și vorbim de copii cu vârste? Vorbim de copii cu vârste cuprinse între 8 ani și 11 ani, 12 ani, cât au copiii de clasa 6-a. De cât părinții care au pus? Este un părinte de la o clasă de a doua, și sunt părinții de la o clasă de a șasea
care tot așa mi-au relatat printr-o ședință cu părinții, printr-un proces verbal al ședinței cu părinții, ceea ce se petrece la orele de sport. Că pipăie fetele? Că ar pipăi fetele, că le-ar vorbi vulgar, că are un limbaj care denotă tentă sexuală. De cât timp este la dumneavoastră în școală, domnul? Domnul profesor este de vreo 20 de ani în școală. Cred. Eu sunt director doar de puțin timp aici, și dar așa, de 18 ani, de 19 ani știu sigur că este în școală. Antecedentele le-a avut tot în această școală? Da, antecedentele le-a avut tot în această școală, în 2012, când tot așa a lovit 4 copii de clasa a doua. De cât timp ai reclamat părinții? Săptămâna trecută am primit sesizarea scrisă. Ca urmare, eu am și derulat comisia de disciplină, sau la măsurile respective conform legii, am apelat și la poliție. A avut și informația cum că ar fi realizat ceva filmuleț? Da, domnul profesor a filmat copiii la ore, dar i-am confiscat tableta. Nu reiese din filmările respective că ar fi un filmuleț care să-l incrimineze. Comisia a cercetat și filmulețele respective, deci nu a avut un film care să-i dovedească vinovăția. De 40 de ani. De 40 de ani? Nu a dat probleme de acest. Bă, da, am mai avut. S-au mai adus și alte acuzații de acest fel? Da. Adică? Adică, de cele, de violență, de limbaj. Cum ați reacționat? Dar ce s-a întâmplat? Păi, situația pe cele am explicat cum stau lucrurile. În unele cazuri, în trecut, recunosc că am folosit uneori un limbaj mai dur. Dacă am zis un elev că nu te-ai comportat bine sau cam nesimțit, sau dacă a intrat cu bocanci în sală, unii ne-a zis că a intrat cu copitele, și sigur că este considerat o limbaj necorespunzător. Dar acuzațiile care vi se aduc de data aceasta, că ați cupăit fetele, că sunt toți agresivi verbal și fizic, le respingeți? Absolut. Da. Am fost la oră de sport, iar eu m-am accidentat la picior, iar acesta mi-a pus mâna pe fund. Și am mai accidentat odată la spate, iar acesta mă pipăia pe picioare și, nu știu, efectiv îmi strângea picioarele și, nu știu, făcea, adică ca un fel de semne obscene și nu înțeleg de ce. Și la fetele din clasă se mai întâmplă de multe ori să mai pună mâna pe orice parte a corpului care nu ar fi ok să pună mâna, și ne pune întrebări foarte intime la care nu răspunde, iar acesta, nu știu, se uită ciudat la noi. Ce fel de întrebări intime? Dacă ne spălăm la zonele intime și dacă, nu știu, de câte ori o facem. Sunt elevă în clasa a 6-a, la numărul 1. Și când s-au întâmplat aceste lucruri cu tine? Destul de curând, adică în anul acesta scolar s-au întâmplat.
Mai ai și alte colege care au pățit la fel? Da, mai sunt 2-3 colege care au pățit la fel ca mine și se întreabă și ele de ce. Ne-am sesizat din oficiu și a fost înregistrat un dosar de cercetare penală în cadrul căruia sunt efectuate verificări sub aspectul comiterii infracțiunii de corupere sexuală a minorilor.